Salutare lămâiților! Dacă ați deschis linkul cu acest video, cel mai probabil cunoașteți jocul Fortnite, dar totuși vom preciza pentru cei care nu cunosc acest cuvânt neobișnuit. Fortnite este un joc pe calculator foarte popular, un simulator de supraviețuire care a fost lansat în anul 2017. În ziua de azi, în Fortnite se joacă mai mult de 5 milioane de persoane. Vă imaginați amploarea? Da, acești oameni adoră temele cu zombi, vârcolaci, morți care se plimbă și tot felul de personaje interesante. Ca și orice alt joc, Fortnite are secretele sale despre care cunosc nu chiar mulți. În special pentru voi, noi le-am colectat și astăzi suntem gata să vă împărtășim noile cunoștințe pe care le-am acumulat. Noi continuăm jocul, iar dacă vrei să apari la începutul următorului video, scrie un comentariu creativ și câte lămâițe ai văzut pe parcursul episodului. De asemenea, le spunem bun venit noilor abonați, iar cei care încă nu v-ați abonat, o puteți face chiar acum. Așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Discuri și cutiuțe. De la început, jocul de bază Fortnite a fost publicat ca o versiune pe care o puteai descărca sau înregistra pe discuri în magazinele specializate de jocuri pe care trebuia să-l cumperi. Dar recent, developerii au povestit într-un interviu că ei au luat decizia de a lansa jocul pe discuri după afirmația Sony, despre faptul că în Europa 2/3 din jucători s-au obișnuit să cumpere copiile fizice a jocurilor preferate. Da, adică să nu le downloadeze, ci să cumpere discul în cutiuță pentru a-l pune pe raft, urmând acest fapt Sony, Epic Games au hotărât să lanseze copiile fizice a jocului, chiar dacă mai târziu s-a adeverit că nu era mare sens în acest fapt, deoarece jocul a trecut în regimul free-to-play. Epic Games a declarat că va înmâna premii speciale jucătorilor care au reușit să-și achiziționeze un disc, imediat după ce va fi înfăptuită trecerea în regimul gratuit. De aceea, dacă sunteți printre iubitorii de cutiuțe, să nu vă pară rău de banii pe care i-ați dat. Pe lângă asta, vă așteaptă și un cadou. Pericolele înșelăciunii. Puteți găsi pe YouTube un număr mare de videoclipuri cu trecerea diferitor etape. Iată că și jucătorul Caleb Rogers, de 14 ani, a publicat un video în care el se juca în Fortnite Battle Royale și a utilizat în acest moment câteva trucuri de pe un site popular de trucaj. După care, Epic Games au făcut un report la acest video la YouTube, din cauza că, după părerea companiei, utilizarea trucurilor înseamnă să îi îndemn pe alții să o facă sau aproape. Compania Epic Games și anterior s-a exprimat negativ pe această temă, dar Caleb a respins cererea de eliminare a videoului, ceea ce i-a lăsat companiei doar două variante, să-l dea în judecată pe adolescent sau să-și retragă declarația. Astfel, dragostea băiatului de 14 ani față de efectuarea anumitor trucuri a impus familia sa să achite o amendă în valoare de $150.000. Bine că nimeni nu dorea ca el să răspundă penal și să fie plasat sub arest. Muzică pe fundal. Probabil ați observat că Gameplay Battle Royale nu utilizează un soundtrack din cauza că în aceste jocuri este foarte important ca jucătorul să poată auzi ce se întâmplă în jurul său. Dacă în acest moment pe fundal se va auzi o orchestră, jucătorul nu va reuși să urmărească pașii sau împușcăturile, pentru că deseori linia fină între înfrângere și câștig constă în aceasta. Aici trebuie să auzi fiecare mișcare. Însă, în regimul history, muzica joacă un rol primordial. Compozitorul soundtrack-ului Fortnite este legendarul Rom DiPrisco, care a creat melodii pentru circa 30 de jocuri video, inclusiv Unreal Tournament 3 și chiar renumitul Mass Effect 2. Viteza de dezvoltare. Admiratorii acestui joc captivant probabil cunosc că Fortnite a fost prezentat pentru prima dată în cadrul Spike Video Games Awards în anul 2011. Cliff Bleszinski, creatorul jocului Fortnite și Gears of War, a fost prezent personal la demonstrarea teaserului, dar puțin cunosc ce a povestit Donald Mustard, liderul creativ Epic Games. Conform spuselor sale, au trecut doar 3 săptămâni după ce le-a venit în cap ideea jocului și data lansării. 3 săptămâni, prieteni, un record în ceea ce ține de timp, nu-i așa? Ceea ce înseamnă că au lucrat cu o viteză nebună ca să aibă o posibilitate să facă un trailer și să dezvolte primele detalii ale jocului într-un timp atât de scurt. Miracole adevărate ale inspirației sau cineva din creatorii nebun, în sensul bun al cuvântului.
cheltuieli financiare. Câteva cuvinte despre procesul de creare a jocului. Echipa de developer Fortnite nu este numeroasă. Desigur, nu o putem numi mică, dar este cu mult mai mică decât echipa developerilor care au creat jocul Gear of War 1, publicat pe 7 noiembrie 2006. Directorul Epic Games, Tim Sweeney, a povestit că costurile pentru elaborarea Fortnite au fost cu mult mai mari decât Gear of War. Desigur că aici trebuie să luăm în considerare și inflația, dar și cu ea diferența este destul de mare. Dar haideți să fim cinstiți, nu are mare importanță costul. Nouă ni se pare că majoritatea gamerilor din întreaga lume sunt bucuroși că Epic Games au avut îndeajuns resurse financiare pentru crearea jocului. Deoarece, indiferent de faptul că vă place regimul Battle Royale sau nu, jocul de bază în regimul History oricum rămâne o aventură nemaipomenită care trebuie să o experimenteze orice gamer. Ferma veselă. Apropo, dacă e să vorbim despre regimul original History în versiunile timpurii ale jocului, utilizatorul avea posibilitatea să crească legume ca să hrănească persoanele ce au supraviețuit, adică trebuia să controleze și să susțină plantația. Dar această idee nu li s-a părut prea bună celor de la testarea aplicației, din cauza că să urmărești zombie, să te gândești la capcane, să ai grijă de încăperi, încă și să reții când trebuie să uzi și să fertilizezi grădina ta, hai să fim serioși, tu maci, cum să ții toate acestea în cap? Această opțiune mai târziu s-a devenit a fi mult mai iritantă decât amuzantă sau cu adevărat interesantă. De aceea, developerii au hotărât să elimine această opțiune și noi credem că e o decizie corectă. Câteva cuvinte despre motor. Fortnite a fost primul joc Epic Games creat din ultima versiune a motorului Unreal Engine. Deși cel mai timpuriu ciclu de acțiune în joc a fost asamblat integral în versiunile anterioare. Dar asta nu e atât de important. Pentru cei care nu cunosc, Unreal Engine este un motor grafic special care servește ca bază pentru dezvoltarea unui joc video. Și apropo, el este foarte popular pe piață deoarece permite obținerea detaliilor vizualizate, cu alte cuvinte, imaginile pe ecranul vostru arată ca reale și nu reamintește de Mario. În lume există câteva motoare grafice pentru developerii începători și mulți chiar preferă să-și creeze propriile procesoare grafice de la zero, din cauza că doresc să creeze un produs cu totul unic. Dar cel mai des, dacă vedeți un joc cu o grafică realistă, captivantă, cu efecte uimitoare, cel mai probabil că acolo a fost utilizat Unreal. Iată și cel mai apreciat comentariu din videoul trecut, un banc. Tatălui Bulă îi dă niște bani și îi spune să meargă la gagici. Bulă iese din apartament și coboară scările. La al treilea etaj stătea bunica lui care îl văzuse și îl întreabă. Unde mergi, Bulă? Bine, mamaie, mi-a dat tata niște bani să merg la gagici să mă distrez pentru prima oară, dacă știi cum zic. Dar te poți distra și cu mine pe gratis. Ok. După aceea, Bulă ajunge acasă și se întâlnește cu tatăl său. Deci, Bulă, ai fost la femei? Am fost, dar m-a oprit mamaie și mi-a zis să mă distrez cu ea. Ce? Ai făcut sex cu mama mea? De parcă tu nu ai făcut sex cu maica mea. Puncte slabe. În Fortnite, când distrugeți un obiect pentru a aduna resurse, puteți observa indicatorul punctului slab. Dacă veți lovi în aceste puncte slabe, atunci veți distruge mai repede obiectul și veți economisi timp. Însă, această caracteristică a jocului nu a fost creată special pentru a economisi timp. La prima etapă ale dezvoltării, cei care testau au declarat că nu se înțelege clar ce trebuie de distrus și ce nu trebuie. De aceea, utilizatorul se poate ușor încurca și să se dezamăgească. Dacă lovești 20 de minute într-o ladă, însă de fapt e un element al fundalului, este destul de trist. Dezvoltatorii s-au gândit bine și au făcut două lucruri. În primul rând, ei au făcut practic toate obiectele disponibile pentru a le distruge. În al doilea rând, au creat aceste puncte slabe. Astfel, după o singură lovitură, era clar, se poate acest obiect deteriora sau nu. Zombie sau personaje din desene animate. La prima vedere, se pare că creatorii jocului Fortnite s-au inspirat în ceea ce ține de animație de la compania Pixar sau DreamWorks. Și este destul de logic, pentru că stilul de desene animate cu nuanțe moi și detalii clare seamănă mult cu munca acestor giganți a animației. Încercați, spre exemplu, să vă imaginați alte personaje din desene animate în Fortnite. Se va primi un pic ciudat, dar interesant și chiar corect. Mai există și o altă sursă de inspirație la care nici nu v-ați gândit. Aceasta este Looney Tunes.
nu e doar o sursă. S-a adeverit că creatorii i-au atras mai multă atenție decât celor de la Pixar. Developerii spun că ei mai degrabă doreau să facă un action game și nu un horror realistic. Și hai să recunoaștem, chiar le-a reușit. De ce caricaturile haioase se văd nu doar în texturi, modele și lumini? În animarea personajelor este mărită destul de mult ca ei să pară și mai haioși. Deja căutați lupta dintre Bugs Bunny și zombie? Mai bine priviți acest episod până la final. Disponibilitate maximă. Fortnite este primul joc free-to-play al companiei Epic Games, adică jocul de la care puteți primi o plăcere enormă fără a plăti niciun bănuț. Chiar dacă trebuie să menționăm că ei au acum Unreal Tournament și mai era și Paragon până când nu mai era susținut. Când dezvoltatorii s-au început a gândi la îmbunătățirea Fortnite free-to-play, ei au studiat alte jocuri renumite care au avut succes, de exemplu League of Angels. După mai multe analize, ei au considerat că cel mai bine e să evite formatul Prey, unde trebuie să achiziți ca să evoluezi și să fii mai bun decât alți jucători. Teoretic, acest sistem ar putea distruge viitorul jocului, dar spre fericire asta nu s-a întâmplat, de aceea investirea banilor reali în Fortnite nu vă va oferi nimic bun contra la alți jucători și e doar un aspect cosmetic ca și în League of Angels. Mai mult ca atât, Epic Games au hotărât să facă încă un pas și au făcut posibilă achiziționarea a tuturor obiectelor, fără a achita ceva, chiar dacă va trebui să pierdeți mult timp ca să le primiți, dar fără bani. Hei lămâițelor, cam atât pentru astăzi. Vouă vă place jocul Fortnite? Poate cunoașteți alte secrete sau istorii neobișnuite legate de acest joc. Dacă da, scrieți-le în comentarii, noi le vom citi cu plăcere. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă lime!